orașul Năvodare a fost gazda unei întâlniri deosebit de importante pentru viitorul turismului de pe litoral. Senatorii au fost invitați la o dezbatere alături de primarii stațiunilor și principalii investitori de pe litoral. Printre revendicările hotelierilor se numără reînființarea Ministerului Turismului și realizarea unui plan de promovare asumat de patronatele din turism. Este nevoie de o analiză, evident. Nu putem da astăzi aici un răspuns, da, susținem sau nu susținem un minister. Desigur, e important să existe Ministerul Turismului și sunt foarte multe puncte care susțin ideea aceasta a reînființării unui minister al turismului, în sensul de a crea totuși un partener de dialog consistent pentru operatorii din turism, un partener care să se afle la masa guvernului și să poată să fie parte la deciziile care se iau la nivel guvernamental. O altă revendicare a hotelierilor este înființarea școlilor profesionale pentru turism, care să furnizeze personal bine instruit. Totodată, specialiștii din turism au subliniat necesitatea unor manageri bine specializați, atât în sectorul privat cât și în cel de stat. E nevoie mai mult de specialiști și de manageri, indiferent chiar de specializare, în sistemul public. E nevoie de educație, e nevoie de pregătire și mă bucur că sunt oameni care s-au ocupat de asta prezenți aici, pentru că, știți, văd că la turism și la fotbal și la politică ne pricepem toți. Scuzați-mă, dar în întâlnirea de astăzi am înțeles că e nevoie ca noi, mediul privat, să muncim foarte mult, ca tot ce înseamnă guvernul, parlament, jucătorii implicați și care iau decizii să înțeleagă ce înseamnă turism. Un rol important în dezvoltarea stațiunilor o au și autoritățile locale, care pot accesa fonduri europene pentru sporirea atractivității zonelor pe care le administrează. Primarii cer însă și implicarea autorităților centrale. Propun să dezvolt în sensul de a crea, aduce bani pentru infrastructură în ceea ce înseamnă turismul românesc și Năvodărean. Mă interesează să aduc proiecte europene pentru turismul Năvodărean. Ce mai doresc să spun? Este că am și o nevoie de sprijin de la dumneavoastră. Asta este un lucru foarte clar și am certitudinea că, făcând parte din aceeași echipă, vom face multe lucruri bune, așa cum spuneau și colegii. Printre alte revendicări ale operatorilor din turism se numără realizarea unui plan de investiții pentru stațiunile turistice, aprobarea prin lege a planului de urbanism pentru stațiunile turistice, dar și crearea de condiții speciale pentru turismul din Delta Dunării.